Salutare, prieteni! Și iarăși ne revedem în rubrica Provocarea de a fi antreprenor în Republica Moldova. Astăzi vă promit că este un video de suflet, unde eu ani buni de zile nu înțelegeam sensul și valoarea la așa subiecte care eu le relatez în acest video. Titlul ar suna cam așa: Calea spre faliment sau spre profit a unei companii. Și eu nu înțelegeam de ce chiar așa de radical să fie că ori te duci pe apele sâmbetii cu propria afacere, ori faci profit din ce activitate tu promovezi. Și la multe traininguri, desigur, când se vinde ideea ce nișă să alegi, te întreabă mereu cam ce alegi și eu nu înțelegeam. Că mereu, de exemplu, auzam de la diferiți participanți de la traininguri, inclusiv și eu, unde eram prea generaliști, mă ocup cu agricultura sau vreau să vând telefoane. Nu mai mergea vorba de o nișă îngustă, băi, iOS sau Android, din Android de care? Samsung, Xiaomi, Redmi, fix așa și la diferite instrumente de agricultură, fie el chiar și aceeași, să zic, livadă de cireș. Eu nu știam că trebuie să te determini negri, roșii, albi, din luna mai, printre primele, sau de cel de toamnă, cireșe mai, care scoc mai târziu. Și când am dezvoltat activitatea la Just Consult, îi mi se părea destul să te deschizi, să faci vânzări, te mai faci cu careva proiecte în marketing să te reclamezi și totul e bine și frumos. Și dacă mai faci calitativ și cu deservire bună, în genere afacerea trebuie să fie de succes. Asta a mers până am ajuns în jur de plus minus 10 colegi, dar odată ce ne-am extins, au apărut subiecte noi, dintre care în video-ul de astăzi este lista de servicii a unei activități. Deci, ideea de bază care vreau să o transmit în video-ul de astăzi, cât sunt de importante serviciile incluse într-un price list. Cum această listă de servicii poate să te ducă spre faliment sau poate să te ajute spre profit. Eu mereu am dat prioritate vânzărilor, care le-am dat denumire în metaforă că vânzările într-o companie este coloana vertebrală a afacerii. Respectiv, price list-ul ar fi acele vene prin care circulă sângele și menține organismul în viață. Desigur că am dat o bară cu multe servicii, că nici nu știam că unele din ele, că aveam o listă de peste 140 de servicii, de exemplu la Just Consult, o parte erau chiar cu pierdere, alte servicii erau murate și doar fictiv introduse în lista de servicii ca și cum să vând, dar era așa ocazional câte unul, două. La alte servicii nici nu înțelegeam ce înseamnă marjă de profit și încă alte servicii nici nu înțelegeam de ce concurenții le vând mai ieftin și cum îi reușesc să facă careva promoții încă la dânsle, parcă ar fi la piața centrală cu vânzarea de legume. Cumpără două, trile la jumătate de preț, hai așa că îți dau promoții până la sfârșitul lunii și eu idei nu aveam de așa tehnici cu cât ele sunt de corecte și cum se fac. De aceea, vreau să focusați în acest video și să vă luați cel mai important lucru. Cum price list-ul poate să fie instrumentul de bază care să te ajute atât în marketing, de a face promoții, în vânzări, de a face profit. Și revin la ideea de bază. Da, la început contează să-ți iai o nișă de activitate. Contează nișa aceasta să fie mai clară și cât mai îngustă de la început. Dacă deja nișa ta conține un spectru mai larg de alte nișe mai înguste, fiecare din ea să aibă lista sa de prețuri și de servicii specifice. Fiindcă doar dacă îți înțelegi concret lista de prețuri specifice, cu ele poți să lucrezi, să le îmbunătățești. De a vinde utilaje agricole la general și ne înțelegând câte pluguri sau câte tractoare sau câte semănători să vând, poți să blochezi marfa pe stoc, poți să iai credite și să nu-ți fie rambursați banii în timp de la client și astfel nu ai de unde să achizi creditul. De aceea și vă ziceam din start titlul că lucru cu lista de prețuri, acolo și o să vă dau detalii cum se poate de făcut așa un management a serviciilor și de optimizat, poate să te ducă spre faliment sau spre profit. Odată ce ne-am determinat din start în ce nișă activăm și cât de îngust este spectrul nostru sau cât e de larg, să ia câte o decizie, de obicei cu directorul financiar sau cu cineva care se pricepe în finanță. Toate aceste liste de servicii se includ într-un tabel Excel, de dorit măcar așa, dacă nu alte softuri, se calculează prețul de cost la aceste servicii,
Se calculează un preț de vânzare la acest servicii, se calculează în sumă și în procent marja de profit și mai este o coloniță care eu abia de vreo 2 ani de zile o cunosc din finanță, ABC Analysis, respectiv gruparea serviciilor pe categorii de marjă de profit. Sunt servicii unde ai 100% marjă de profit, sunt servicii unde prețul de cost e de 80%, respectiv ai un profit foarte mic, acolo este o altă tactică de vânzare. Respectiv, este o altă decizie de a vinde serviciile pe datorie sau nu riști cu așa ceva când prețul de costă e mare. Chiar și la Just Consult sunt prețuri de servicii, de exemplu, când o asistență la un pașaport român poate fi la 1800 de lei, dintre care 1200-1300 de lei e doar taxa de pașaport românesc. Și în cazul ăsta prețul de costă e 80%, profitul ar fi doar vreo 500 de lei. E riscant în cazul ăsta să vinzi pe datorii tot serviciul sau chiar și la jumătate de preț, că în cazul ăsta nu-ți ajung bani să achiți taxa de stat în interesul clientului tău. Îți convine doar să iei 100% bani în avans și să arăți clientului dovadă că ai plătit serviciul ăsta în interesul lui. Și tot așa servicii, dacă nu știi a le calcula prețul de cost și prețul de vânzare, deja vinzi pe pipăite. Așa că eu mi-am notat câteva idei cum se poate de lucrat cu price list-ul acesta. Iar lista de prețuri, cum și-am tradus din engleză din price list, toate cele coloniți adăugătoare cu profit brut, profit net, marjă de profit, tot, eu numesc un nomenclator de servicii. Mai mult el este pentru finanță, de a decide în baza marjei de profit cum de îmbunătățit cecul mediu, respectiv cum de îmbunătățit frecvența de vânzare. Și cum de făcut un upsell sau cross-sell, cine știe și așa noțiuni, poate de la training-uri sau de la specialitate, de la instruiri, de la universitate sau de la mult știutul Google. Dacă nu cunoști aceste noțiuni, cel mai bine să lucrezi cu un contabil și cu un finanțist care să te ajute într-o afacere, fiindcă doar așa vei crește. În Just Consult, noi am ajuns deja la un nivel de analiză a serviciilor, că noi calculăm de la 100% marjă de profit până la marja și prețul de cost cel mai mare, le grupăm și le analizăm cât de des se vând și care servicii nu se vând. După cantitate și suma de vânzare, calculăm ce e cu mediu pe serviciu și ce e cu mediu în genere pe companie. Respectiv, ce e cu mediu este primul indicator din lista de prețuri asupra căruia se poate de atras atenția. Și dacă înțelegi prețul de cost în raport cu prețul de vânzare și cum se poate de micșorat cheltuieli prețului de cost. Din ce se compune un preț de cost? Cost de achiziții, cost de parteneri, taxe de stat, TVA-uri, impozite și nu știu ce, depinde cu ce te ocupi, cu marfă sau cu servicii. Tu în cazul ăsta vei înțelege cum să-ți optimizezi prețul de cost, să-i micșorezi cheltuielile dacă e posibil. Din price list-ul ăsta, după cantitatea, frecvența, cecul mediu de vânzare, o să înțelegem care servicii sunt locomotivă și care servicii sunt cârlig. Eu poate le numesc așa, dar în literatura de specialitate în marketing și vânzări puteți să găsiți, de exemplu, în limba rusă, vodnei uslugi. Adică servicii ori gratuite pentru lead magnet. De ce să mai zici serviciu cârlig? El doar cu un cost foarte mic, de exemplu, până la sfârșitul săptămânii, la doar un euro, obții, nu știu ce, promoții sau serviciu foarte ieftin, care de obicei, de exemplu, costă de 10 ori mai mult, dar tu dai la un preț mizer, doar ca să iai nume, prenume, telefon și să-l acaparezi ca cost de achiziție, ca client nou, dacă asta pentru tine contează și costul unui client nou costă scump, tu ai inventat o promoție, un serviciu care tu îți achiziționezi cu servicii cârlig, care ele sunt ușoare, rapide, ieftine sau gratuite și tu în cazul ăsta dai de lucru la marketing, la call center, respectiv la vânzări cu bază de clienți noi. Sau sunt servicii din price list care eu le numesc locomotivă. De serviciul ăsta depind încă alte 2-3. Respectiv, construiești casa bine și dacă omul e mulțumit, el comandă cu tine și acoperișul, și gardul, și piscina, și landșaftul în ogradă. Sau aduci un tractor bun la, zicem, caracteristici tehnici, nu știu, japoneză sau germane și el, pe urmare, încrede la tine să cumpere și alte accesorii, gen plug, semănătoare și încă nu știu ce acolo. Fix așa și la Just Consult. Dacă clientul de la noi cumpără jurământ ca asistență juridică la jurământ de credință față statul român, alte servicii care urmează ar fi transcriere nașterii căsătoriei, buletin de identitate românesc, pașaport românesc, transport către instituții în România,
permis autoromâniesc, alocații pentru copilaș. De ce? Pentru noi este important să câștigăm încrederea clientului nostru și dacă el prima dată auzit de Just Consult sau încă de fel, noi dăm ceva ca băbuța cea de la piață. Știți când dădeau să guști niște răsărit așa și lua chiar o boaghi bună de răsărit și tot dădea în palmă să mănânci să guști. Și după ce vedea că îți place, îți vindea și un pahar, îți mai dădea și a doilea și spune dacă mai cumperi unul, ți-l mai da cu vârf și tot la aceiași bani și tu erai bucuros că în loc de un pahar de răsărit ai cumpărat 3 păhăruțe, dar ai plătit pentru 2, dar de fapt băbuța și-a mărit cecul mediu și cantitatea de marfă vândută. Urmăriți numărul și ciclul și frecvența serviciilor în raport cu minimizarea cheltuielilor pe acest serviciu și cecul mediu, respectiv conversiile acestea și vor alege care servicii din price list-ul tău sunt locomotive, care servicii sunt cu preț cost mare, care servicii sunt ușor de achiziție în raport cu concurența cu piața, sunt ieftine și ușor de vândut, respectiv se merită după profit sau depinde în ce promoție să le oferi, cum e la Apple. Poate să-ți facă, de exemplu, upsell când tu cumperi un MacBook și la MacBook-ul ăsta îți mai vinde adaptere pentru telefon, îți mai vinde nu știu ce încărcător suplimentar și alte accesorii Apple. Sau poate să-ți facă cross-sell când, de exemplu, Apple a negociat niște prețuri promoționale pentru case-ul pentru MacBook sau geantă pentru MacBook și îți fac ceva analogic accesorii care n-ar fi a lor, dar ți le dă gratis sau la preț foarte mic. Tehnicile de upsell și cross-sell iar te ajută ca să-ți mărești cecul mediu, să-ți mărești frecvența și practic clientul a venit după un produs, dar tu ei mi-ai vândut ceva, chiar dacă le-ai dat la promoții de marketing sau de vânzări. Important măcar outsourcing, să achiți un specialist per oră, chiar dacă ar fi, nu știu, niște ore care s-ar părea costisitoare, să știți că mai bine iai un expert, un specialist în finanță pe oră, îl achiți, să-ți ajute un pic analiza ABC-ului în servicii, să te ajute cu formule de marjă și de conversie și de procent, ca într-un final să-ți facă punctul de solvabilitate a afacerii. Cum numeam eu tot din limba rusă, că acolo am avut niște training-uri de finanță, точка безубыточности. Respectiv, tu trebuie să înțelegi din price list-uri, din frecvență, din cec mediu, plus alte costuri de achiziție și de prețuri de cost și cheltuieli administrative, care e profitul tău brut și ce profit net ai la final. Din toate cheltuielile prețului de cost și cheltuielilor administrative plus impozite, chirii și alte cheltuieli totale, depinde cum le grupez, toate împreună strict necesare, suma aceea este suma de solvabilitate. Dacă în luna aceasta vin servicii de, să zic, de 3 milioane de lei, dar încasez 2 milioane de lei, unde e 1 milion? Este pe datorie sau este în ramburs sau este în prejudicii sau sunt bani întorși la clienți? Ce se întâmplă cu diferența asta între ce sumă vinzi și ce sumă încasezi? Că în caz dacă nu-ți controlezi raportul ăsta de cifri, poți să vinzi servicii de 10 milioane de lei, încasezi 6 milioane de lei, 4 milioane sunt pe datorii sau ramburi sau prejudicii, dar tu ai cheltuieli administrative cu preț de cost, cu impozite, cu facturi, cu tot de 8 milioane. Respectiv, tu ai 2 milioane în minus, că practic chiar dacă ai vândut de 10 milioane, bani cash pe casă sau pe banc, pe conturi, ai de 6 milioane, nu-ți ajungi încă 2 milioane să-ți acoperi acele 8 milioane de cheltuieli. Respectiv, punctul de solvabilitate n-ai cu ce să-l acoperi și chiar dai faliment. Fiindcă tu nu ești solvabil, tu deja nu ai bani nici pe conturi bancare, nici în caserii, să-ți acoperi măcar cheltuieli lunare. Și ce se întâmplă dacă nu achizi salariile? Fug angajații. Ce se întâmplă dacă nu plătești impozit? Vine statul. Ce se întâmplă dacă nu plătești chirie, dacă în caz că spațiile afacerii sunt închiriate, te dă afară, respectiv dacă tu nu-ți acoperi niște cheltuieli administrative, tu dai faliment, chiar dacă chipurile afacerea este prosperă și pe câștig cu marjă bună de profit. Este foarte strategic să înțelegi toate acele datorii, rambursuri, reclamații, ce bani tu întorci la clienți. Și în cazul ăsta este important să înțelegi aceste sume și procente în raport în genii cu vânzările. Și dacă nu înțelegi așa momente, atunci tu pierzi controlul banilor, pierzi controlul activității, respectiv price list-ul este acea biblie unde tu citești zilnic serviciile care se vând. Acele servicii moarte care doar sunt inclus în price list, servicii murate, înghețate, amânate, care servicii pe piață nu sunt concurențiale, dar concurențiale nu sunt din ce cauză? Că ești prea scump,
ești prea ieftin. Ieftin sau scump te poziționează clientul sau piața, sau tu ai prea alte costuri birocratice, sau tu ai servicii bune calitativi, da, care merită un preț proporțional, care e mai mare pe piață, dar tu nu arăți valoarea serviciului tău, deci omul să merită să te plătească un pic mai scump ca concurenții și tu să fii apreciat și ales de pe piață, datorită că omul nu-ți cunoaște beneficiile, problema care o rezolvi, riscurile. De aceea poate e necesar deja niște video-uri de marketing, de informare și educare a clientului să te ajute să-ți vinzi mai ușor serviciile. E problema în piață, e problema în mine, e problema în companie, în cine e cauza că nu se vând serviciile. Sau invers, de ce se vând unele așa de bine? Trebuie de intrat în esența serviciilor care le vindem, fiindcă doar aici vom înțelege ce facem lunar și ce propunem la clienți din prisma costurilor, banilor, încasărilor și tot altor indicatori financiare. Price list-ul cu servicii locomotivă sau cârlig ne va ajuta să înțelegem cum noi fidelizăm clienții. Și diferite tactici putem de vânzări și de marketing lua către baza de clienți noi sau pentru a fideliza deja clienții existenți. Nu mai zic de alte formule când zicem în afară de costul de achiziție client, lifetime value, timpul de viață a unui client sau ciclul lui de viață în afacerea, de exemplu, a ta. De câte ori în viața lui clientul are șansa să cumpere cantitate, număr de servicii de la tine. Respectiv, de aici tu poți să-ți calculezi diferite bugete de marketing, diferite costuri și fonduri de salarizare pentru angajați, de a da salarii buni ca oameni profesioniști, experți să stea pe postul tău, să nu fie numai niște oameni care au un salariu mizer și nu ești atractiv ca angajator. În cazul ăsta, angajați necompetenți nu știu dacă vor face o deservire calitativă și în cazul ăsta nu vei vinde cantitativ servicii din cauza neprofesionalismului. Nu că marketingul nu e bun sau afacerea sau nișa nu e profitabilă. Da, poate este Power BI sau ERP, softuri inteligenți care ele singuri să analizeze profitul pe piața unui client, ce să fac clientul pe un an, pe 10 ani. De fapt, roboții aceștia artificiali care Facebook și Google și Amazon îi promovează de a analiza activitatea pe online a unui client și ce să-i vândă. Poate așa softuri încă costă mult și eu încă abia tot le analizez, dar de la început, la bază, e necesar un tabel Excel unde faci anumite formule și tu înțelegi ce respiră în domeniul tău, în activitatea ta, zi de zi, cu ce respiră compania, cu ce servicii se menține în viață. Și ce servicii în price list trebuie actualizate, revăzute, reînnoite după diferite decizii de procese de minimizare a costului sau preț de vânzare. Sper că deja a fost util și în acest video o idee, două pe care eu le-am transmis. Dăm careva reacții, iar dacă deja aplici sau ai o experiență în domeniul de ABC cu servicii, cu finanțe, cu careva formule de care am vorbit, împarte și cu mine. Astfel să contribuim reciproc la o schimb de experiență fiecare din activitatea sa. Apasă pe subscribe și pe clopoțel și să primești notificări la toate videourile plasate pe canalul meu de YouTube. Mersi de audiență și până la noi videouri în rubrica Provocarea de a fi antreprenor în Republica Moldova.